Costin și Brăneț sunt doi oameni de echipă care nu ezită să se sacrifice în momentele limită. De acest lucru a ținut cont și Narcis Răducan când a decis să le prelungească contractele cu încă un an. Marian Cârge și Zoran Lubinkovic au fost anunțați să-și găsească echipe. Cei doi nu au dat randamentul scontat și nu intră în planurile conducerii pentru sezonul următor. Se audă că Daud Gazale și Iaca Stromoier vor părăsi și echipa de la Dunăre. La capitolul veniri nu este deocamdată nicio veste. Totul depinde de Petre Grigoraș. Dacă tehnicianul va decide să rămână pe banca oțelului, vor fi aduși jucătorii ceruți de el. Dacă nu se va întâmpla însă acest lucru, noul antrenor va avea cuvântul hotărător.